Mă duc și eu. Să fim jumătate și jumătate. Da, este adevărat. M-am reîntors în politică după 2 ani și jumătate într-un partid nou, un partid care are o altă abordare, un partid care crede în viitorul României, un partid format din oameni tineri care nu au mai făcut politică, dar care au înțeles că a sta deoparte nu ajută la nimic. Poate dacă lucrurile mergeau bine în România, dacă vedeam o altă abordare, dacă românii o duceau mai bine, drumul meu era cu siguranță în afara politicii. De timp ați lucrat la BNR, ne puteți spune cu ce vă ocupați acolo și de ce ați preferat să demisionați de la BNR și să intrați nou în politică? Da, la BNR am lucrat în biroul Sustenabilitate și Economie Verde. Și am demisionat pentru că politica băncii nu permite să faci activist politic și cred că toți trebuie să ținem cont de regulamentul Băncii Naționale. Atunci de ce? V-a fost dor de politică? V-a fost dor de toate negocierile din politică? Nu-mi dau seama. De ce v-ați tot? Nu aș putea spune că mi-a fost dor de politică. Chiar am crezut că nu voi mai face acest pas. Dar văd ceea ce se întâmplă pe scena politică și ca un om care își iubește țara și care nu poate fi indiferent la ceea ce se întâmplă în acest moment și am să dau câteva exemple. Astăzi ați văzut că inflația a depășit 10%, datoria publică 50,6% din PIB în februarie 2022. Vedem cum se vine doar cu lucruri care nu au impact pozitiv. Am decis că nu pot sta deoparte și cred că exemplul meu trebuie să-l urmeze toți cei care cred că pot aduce un plus în viața politică, știind că politicul conduce economicul și că influențează dezvoltarea României și nivelul de trai.